Prefectul Județului Vâlcea, Mihai Oprea, a precizat că lista cu spații de cazare pentru refugiații ucraineni va fi actualizată permanent după o informare transmisă de către președinții comitetelor locale pentru situații de urgență, care vor identifica noi spații ori de câte ori situația o va impune. Până atunci, spațiile puse deja la dispoziție vor fi verificate de echipe ale prefecturii și de la ISU Vâlcea. Donațiile vâlcenilor au ajuns la voluntarii de la Crucea Roșie. Oamenii nu au rămas indiferenți la drama celor din Ucraina. Au adus alimente neperisabile și lucruri de igienă personală care sunt depozitate în condiții corespunzătoare. Apreciez sincer efortul voluntarilor și al vâlcenilor, oameni buni cu suflet mare, și vă mulțumesc pentru solidaritate. Vreau să mă asigur că spațiile oferă condiții de cazare decente. Am discutat cu reprezentanții autorităților locale și cu președintele Consiliului Județean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, pentru o coordonare eficientă a acțiunilor noastre. Gestionăm această situație, toate structurile cu atribuții în domeniu dau dovadă de implicare totală. Suntem în contact permanent, colaborăm și identificăm cele mai bune soluții pentru cetățenii din Ucraina care fug din calea războiului și ar putea ajunge în județul Vâlcea. Spațiile vor deveni operaționale pe măsură ce vor exista cereri prin intermediul centrelor județene de conducere și coordonare a intervenției. Lista cu localitățile se actualizează zilnic. Până în acest moment, la nivelul județului Vâlcea au fost oferite spații de cazare în tot teritoriul, de la săli de sport și cămine culturale, la pensiuni, hoteluri sau case particulare. Ucrainenii care au ajuns pe teritoriul județului Vâlcea au ales în mare parte să se cazeze la prieteni. Până în acest moment, la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, prin Centrul Județean de Coordonare și Conducerea Intervenției, au fost centralizate și inventariate un număr de 119 persoane refugiate care vin din zona de conflict din Ucraina, care au solicitat cazare autorităților vâlcene. Acestea au fost cazate în localitățile Râmnicu, Vâlcea, Măciuca, Fârtățești, Stoienești, Ognele Mari și Drăgășani. Persoanele în cauză au fost cazate în spațiile puse la dispoziție de administrațiile publice locale, precum și de prieteni. O parte dintre solicitanți, aflându-se în tranzit către destinații din statele vestice din cadrul Uniunii Europene. Pentru centralizarea ofertelor de asistență umanitară de orice fel, persoanele fizice sau juridice pot transmite ofertele pe adresa de e-mail umanitar.dsu@mai.gov. În sprijinul cetățenilor care nu pot folosi platforma pentru centralizarea inițiativelor de asistență umanitară din partea persoanelor fizice sau juridice, se poate apela numărul de telefon 0250 731 099 sau e-mailul cgcci@isuvl.ro.